Noami s-a alăturat discuției noastre, este o mare iubitoare de animale. Bună seara! Bună seara! Eu nu sunt doar iubitoare de animale, eu de obicei sunt în tabăra celor nedreptățiți. Da, da, eu știu că tu iubești foarte mult animalele și... Și copiii. Și copiii. Pentru mine acum... se pune egal între ei. Dar vreau să-ți arăt un material cu o cruzime și cu o răutate gratuită care șochează. Aceste imagini sunt revoltătoare, cu oameni care tratează copiii bolnavi mai rău ca pe animale. Suntem uluiți de modul lipsit de suflet în care unii se poartă cu niște biete animale. Vreau să priviți aceste imagini și, atenție mare, le comentăm imediat. Bărbații din imagine nu s-au lăsat încurcați de bancurile de genul cum bagi un elefant într-o mașină. Ce-i drept, asta poate și din cauză că n-aveau elefant, ci un măgar. Nu s-au lăsat intimidați nici de proverbiala încăpățânarea copitatului cu urechi lungi și au demonstrat că totul e posibil atunci când vrei ceva cu orice preț. După mai multe încercări, după ce au ridicat, au tras, au împins și au înghesuit picioarele bietului patruped, cei patru și-au atins scopul. Mai greu le-a fost să închidă portbagajul mașinii. Finalul este fericit pentru oameni, iar cei patru s-au urcat iute în mașină lângă sărmanul animal băgat cu forța în autovehicul. Germania cu ei, Anglia vă mai ascunde. Transportul animalelor mari cu autoturismul propriu a fost încercat și de individul din aceste imagini. Nu știm dacă acțiunea lui, care pare mai degrabă un furt, a fost premeditată sau ideea i-a venit pe loc. Cert este că omul n-a stat prea mult pe gânduri atunci când a văzut o vițică păscând liniștită într-o parcare de la marginea drumului. S-a uitat atent în stânga și în dreapta, asigurându-se că nu-l vede nimeni, apoi a ademenit cornuta cu un pumn de boabe și s-a apucat să o împingă în mașina proprie prin ușa din spate. După minute bune de chin și eforturi susținute, vițica este în mașină. La fel ca persoanele care au înghesuit măgărușul, bărbatul a avut și el probleme cu închisul ușii. Dar, așa cum în viață nimic nu rămâne neplătit, regnul animal își ia din când în când revanșa în fața oamenilor. O pisică hotărâtă și deloc dispusă să accepte bătaia de joc a stăpânului cu două picioare a răzbunat chinul animalelor de pretutindeni și i-a arătat tânărului care a tot încercat să o sâcâie și să o șicaneze că răbdarea nu este punctul ei forte. Felina l-a atacat pe neașteptate și a băgat spaima în omul care s-a refugiat în balcon. Când credea că a scăpat, tânărul a avut o surpriză uriașă. Pisica supărată a găsit o fereastră deschisă și s-a năpustit asupra bărbatului care a terorizat-o. Da, ați văzut niște imagini cu niște oameni retardați care pur și simplu își bat joc de animale și că nu e posibil să existe așa ceva și sper din toată inima camerele video să fie surprins și numerele mașinilor, nu? De matriculare și că oamenii ăștia să fie pedepsiți. Nu e posibil să îndeși un măgar în porbagaj. Apoi ăsta să fure o vițică, să îndese tot așa mașină. Dar să știi că filmarea cu măgarul este foarte veche, adică eu știu de mai de mult timp, asta nu știu a doua, dar cea cu măgarul de mult circulă pe net. E cu atât mai rău cu când asta nu s-a luat nicio măsură, că dacă ați văzut videoclipul ăsta, mă bâlbui deja de nervi. Deci cum să bagi un măgar în porbagajul unei mașini? Știți ce vreau să zic, ca să înțelegeți exact cât sunt de furioasă când văd chestii de astea? Eu când eram mic am vrut să mă fac polițist. Dar știi de ce? Bine, nu m-au primit, cam 1,55 m. Și la 1,55 m ce dracu să fac, că n-am forță să fac nimic. Poți să țipi.
Var, nu, păi nu, mămică, că asta nu rezolvă nimic. Cătăline, știi ce aș face eu în cazuri de-astea? Jur că aș învârti băta de baseball. Deci dacă eu prind unul de ăsta, dincolo de faptul că eu nu tac, eu când văd așa ceva, eu mă înfig în el. N-am spus asta niciodată, dar ți-o spun acum. Poate pentru mine pare amuzant, știi că la un moment dat... Cătăline, se... când ești cretin, ai o explicație. Bă, ești cretin, te-ai născut cu niște deficiențe și ești cretin. Dar când ai apariție de om normal, asta este deja, cum să zic, ceva ce trebuie pedepsit, știi? Că noi avem ASPA, Asociația pentru Protecția Animalelor, care nu face nimic decât încasează niște bani. Adunăm câini de peste tot, că deocamdată asta este nu, boala României, câinele. Îi adună, dragă, îi adună. 2,5 milioane ia pe un cap de câine. Nu vreți să știți că nu sunt eutanasiați ca la carte. Da? Nu, uite, aici ne uităm deci aceste imagini, să le vedem așa în, pe tot ecranul, ca să le înțeleagă lumea cât... Cătălina, hai să-ți spun eu una care n-a fost la televizor. Săptămâna trecută, da, o retardată, să mă ierte... Te rog frumos, hai să... Așa. Na, nu-i nimic, că nu cunosc personal pe doamna. Și eu am fost furios, nu cunosc, da, personal pe doamna. O doamnă care nu știu ce lucra ea la un bloc în refacere, în construcție, prin Dorobanți, s-a apucat și a prins toți porumbeii între ziduri. Sunt o grămadă de oameni de pe Facebook care știu chestia asta, că s-a dus cu Cuchi Bărbuceanu și cu Ovidiu Roșu și ei i-au eliberat. Au stat porumbeii ăia, cred că aproape o săptămână, în coșmarul de săptămâna trecută, închiși cu o plasă deasupra, au murit toți puii, pur și simplu i-a sechestrat acolo. Nu putea să dea drumul porumbeilor și după aia să pună plasa. Până n-a făcut cineva scandal pe Facebook și a venit Cookie și cu Ovidiu și au tăiat plasa și au eliberat porumbeii, nu s-a întâmplat nimic. Bă. Sigur că femeia i s-a făcut reclamație la poliție. Bă, eu aș vrea dacă oamenii ăștia... ăștia nu sunt oameni, ăștia sunt ei animale. Zic tu, dacă nu merită pe dată baseball peste ochi. Și apoi cu piciorul să împingi, adică... Nu e posibil asta așa. Se întâmplă undeva în Ardeal. Da, nu. Pentru că ei vorbeau ungurește și pentru că din câte se vede sunt ciangăi. Poate să fie orice. Cine, deci, cine se uită și știe ce înseamnă ciangău, știe la ce mă refer. Indiferent de culoare sau rasă sau limbă vorbită, ai pretenții de la ceva. Ei că sunt ființe umane. Și știi ce mă uimește pe mine? După dragoste, după dragoste, mila este cel mai uman sentiment. Și acești empatia oameni, face parte din trăsăturile umanității. Nu au milă. Nu au o milă, cum să spun, elementară, să nu chinui o vietate. Pentru că ei asta fac. Știi la ce mă gândesc? Sunt înfiorătoare imaginile acestea. Știi la ce mă gândesc, Cătălin? Oamenii ăștia care bagă un măgar într-o mașină, în portbagaj, și îl împing așa cu picioarele, oamenii ăștia au acasă copii, neveste. Cât corect de greu e... Credeți-mă, vă spun din experiență. Un bărbat care ridică piciorul și dă într-un animal, explicați-mi voi ce îl oprește pe el să dea cu piciorul nevasta lui și copilul de acasă. Nu oprește nimic și chiar o face. De cele mai multe ori chiar o face. Nu, eu mă întreb, îți dai seama, când s-au văzut asta pe net, copiii acelor oameni s-au mândrit cu tații lor. Da, asta este... Deci pentru mine asta e revoltător. Nu, da. Acei copii au zis, ați văzut ce a făcut tata? Probabil pe mine asta mă intrigă foarte mult și mă sperie și sunt trist din cauza asta. Știi că trebuie asta să facem ceva, nu doar să stăm triști. Adică, frate, dacă îl vezi pe unul că face să-i așa fac ceva... Acum? Să-l iau, să-l bag în portbagaj, să-l țin la 40 de grade o zi întreagă, așa aș face. Tu ai putea, că păi la protecția animalelor, sun la poliție, sun pe și cineva. Și ce-ți spuneam, sunat-o pentru copii la protecția copilului și mi-a zis să-mi văd de treabă. Păi așa mai că sună... lasă, crezi că vin ăștia de la protecția animalelor. Mai nu faci așa, suni un operator cu o cameră și îl suni cu operatorul și cu camera lângă tine. Sau, oameni buni, dacă aveți asemenea imagini cu asemenea... Nu pot să le zic, oameni, trimiteți-ne pe adresa noastră de mail la maruta@romprotv.ro cu numere de mașină, cu tot ce trebuie, cu tot felul de indicii și promitem că facem tot ce e posibil ca aceste imagini să fie publice, să ajungă la poliție și să se ia măsuri. Mai eu vă mulțumesc mult de tot. Te rog, zi. Am o mare rugăminte. Vă rog eu toți care aveți câini, vă rog eu din suflet, strângeți după câinii voștri. Strângeți după ei. Faceți curat. Faceți curat după așa câinii voștri, că lui Michael Douglas nu-i cad gradele că se apleacă și adună după câini. În tot centru este plin și să numai câini de rasă. Perfect.